Procedura de marcaj tumoral este un pas esențial înaintea unei intervenții chirurgicale de extirpare a unei tumori la sân. Efectele instalării menopauzei se văd și la exterior. Pielea este unul dintre cele mai afectate organe. Piciorul diabetic este o complicație frecventă la pacienții cu diabet zaharat. Cum poate fi stopată evoluția bolii? Începe Sănătate cu stil. Bun găsit tuturor! Înainte de operația pentru cancerul la sân, un pas important este marcajul tumoral. Așa cum îi spune și denumirea, este o tehnică imagistică prin care specialiștii marchează formațiunea care trebuie eliminată de către chirurg cu ajutorul unui sistem ac-cârlig sau harpon. Astfel, medicul va ști cu exactitate unde trebuie să intervină și cât să elimine din țesutul afectat. Diagnosticul de cancer mamar este unul dur, dar ce trebuie să știe pacientele este că, în cele mai multe cazuri, există opțiuni de tratament atunci când descoperă formațiuni maligne cu indicație de excizie chirurgicală. Un prim pas este inserarea unui clip de marcaj tisular. Clipul de marcaj tisular se introduce după biopsie în câteva situații. 1. Când leziunea biopsiată este extrem de mică și riscul să-l aspirăm sau să-l prelevăm în totalitate este mare. După tehnica propriu-zisă, se pune un mic clip de marcaj tisular. Dacă rezultatul este suspect sau malign, să știm de unde am luat ca să putem exciza doar zona din jurul clipului. O altă situație în care se folosește clipul de marcaj tisular este în cazul tumorilor maligne, agresive, care necesită un tratament preoperator, așa zisul tratament neoadjuvant. Clipul se introduce în centrul leziunii, dacă tumora răspunde la tratament și dispare, să putem face doar un sector și nu o mastectomie, chirurgul va ști exact unde este clipul și din nou se scoate doar zona din jurul lui. Clipul indică foarte clar zona afectată în cazul leziunilor de mici dimensiuni, iar în cazul în care tratamentele neoadjuvante urmate dau rezultat, medicul va ști cu exactitate unde a fost țesutul afectat. În cazul în care rezultatele biopsiei arată că este vorba de o tumoră benignă și pacienta nu necesită intervenție chirurgicală, organismul absoarbe aceste clipuri. Aceste clipuri de marcaj tisular sunt biocompatibile, RMN-compatibile, nu fac rău, nu migrează, nu dau durere. Ce se întâmplă dacă noi am introdus un clip, leziunea este mică, a fost biopsiată, a dispărut și este benignă și nu necesită intervenție chirurgicală. Pacienta poate trăi cu aceste clipuri care nu fac rău, nu dau drumul la alarmă la aeroport, sunt ca un mic stent și nu migrează. În schimb, dacă rezultatele biopsiei arată că este vorba de o tumoră malignă care trebuie eliminată chirurgical pentru a reduce la minimum excizia de țesut sănătos, medicul imagist poate efectua o tehnică de ghidare precisă care are la bază principiul reperajului. În acest caz, observați clipul de marcaj tisular care l-am introdus după biopsia asistată cu vacuum ghidată prin tomosinteză. Pentru microcalcifier, rezultatul fiind suspect, pacienta s-a programat la intervenție chirurgicală și înainte de intervenție, cu maximum 24 de ore, am introdus acest harpon, de asemenea, prin ghidaj sub tomosinteză. Vârful harponului trece de clip și este situat distal de clip la aproximativ un centimetru. Se fac aceste două imagini ortogonale, profil strict și craniocaudal pentru chirurg. El știe că va exciza zona situată la aproximativ un centimetru de capătul distal al harponului. Se excizează doar puțin din țesutul sănătos adiacent clipului. Noi trebuie să-i menționăm zona suspectă. În cazul de față, pe imaginile mărite, observați zona de microcalcifier foarte micuță, sub 2 cm. Deci, zona de excizat va fi de aproximativ 2 cm plus marginile de siguranță.
În timpul procedurii, pacienta trebuie să fie așezată pe spate cu brațul întins la 90 de grade. Pe piele se face o marcare cu o carioca exact deasupra leziunii, dar pentru că orice mișcare a pacientei poate muta reperajul, se folosesc harpoanele de ghidaj. Reperajul preoperator de obicei se efectuează cu maximum 24 de ore înainte de intervenția chirurgicală. Pacienta vine la noi fie seara înainte de intervenția programată dimineață, fie în dimineața zilei respective. Se face reperajul tegumentar, ecoghidat, dacă leziunea este vizibilă la eco, și se introduce acest fir metalic exact ca la tehnica de biopsie. Se trece prin nodul și trebuie să fim cu capătul harponului după leziunea tumorală. Dacă nodulul sau leziunea nu sunt vizibile la ecografie, acest harpon se introduce sub mamograf sau sub RMN. De exemplu, în cazul microcalcifierilor care nu se văd la ecografie sau a distorsiunilor arhitecturale, leziuni care nu se văd la ecografie, reperajul se face sub stereotaxie sau sub mamografie 3D. Firul metalic este introdus exact ca la tehnica bioptică, cu ajutorul softului special, treci prin leziune și firul trebuie să fie cu capătul distal de nodul. Astfel, chirurgul merge de-a lungul firului metalic și știe cu o precizie de câțiva milimetri că la capăt este tumora. Intervenția se efectuează sub anestezie locală și nu durează mai mult de 10 minute, iar beneficiile sunt de neprețuit. Dacă leziunea este micuță și nu se palpează, chirurgul nu știe unde este. Trebuie să-l ajutăm să excizeze leziunea. Să o excizeze, să nu rămână în sân și doi, și să sacrificăm cât mai puțin din țesutul sănătos adiacent nodulului. Dacă leziunea nu se palpează și nu se știe unde este, sigur că se taie mult mai mult din sân, de multe ori un cadran întreg, pentru o leziune de 5 mm. Este păcat să facem o intervenție chirurgicală amplă pentru o leziune foarte mică. Deci, rezultatul cosmetic este mult mai bun dacă folosim reperajul preoperator. Aceste proceduri nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, însă medicul radiolog vă poate ajuta cu toate detaliile de care aveți nevoie. Apa este lichidul vieții și multe probleme de sănătate apar atunci când nu ne hidratăm corespunzător. Una dintre ele este, paradoxal, retenția de apă. Contrar aparențelor, o hidratare eficientă a celulelor din organism va stimula metabolismul și circulația sanguină, astfel că va preveni retenția. Auzim zilnic îndemnul de a consuma minimum 2 litri de lichide, dar multe persoane se plâng că nu reușesc să atingă această performanță. Pe deasupra sunt mulți care spun că prea multă apă le-ar putea crea neplăceri. În realitate, corpul uman conține apă într-o proporție de aproximativ 60-70%. Este un organism cu sisteme complexe care necesită hidratare constantă și adecvată pentru a putea funcționa așa cum trebuie. Apa se regăsește atât în țesutul muscular, în organe și în sânge, cât și în sistemul osos. În lipsa hidratării apar problemele, iar una dintre ele este retenția de apă, a cărei cauză poate fi chiar un consum insuficient de lichide. Sunt mai multe cauze pentru care poate să apară retenția de apă, dar specialiștii atrag atenția mai ales asupra regimului alimentar nesănătos și a stilului de viață nepotrivit. În foarte multe dintre cazuri, persoanele cu retenție de apă sunt acelea care consumă prea multe sare în alimentație, femeile însărcinate, dar și persoane cu insuficiență renală sau insuficiență cardiacă, cu tulburări hormonale sau cu boli de ficat. Și da, retenția de apă poate să apară și la persoanele
persoanele care nu beau suficientă apă. Mai mult, când celulele nu sunt hidratate suficient, acestea atrag prin membrana celulară molecule de grăsime în locul celor de apă. Acestea intră ușor în celulă, dar ies greu, astfel că mai câștigăm și kilograme în plus. În schimb, dacă vom consuma apă suficientă, vom preveni retenția, deoarece vom determina circulația sanguină și vom reuși să hidratăm celulele din organismul nostru și ne menținem și silueta astfel. La instalarea menopauzei, unele dintre cele mai vizibile efecte sunt asupra pielii. Tenul își pierde din elasticitate, devine mai uscat și mai îmbătrânit. Hidratarea și îngrijirea sunt cu atât mai importante în această etapă a vieții, când sunt recomandate produsele cu textură mai lejeră, ce conțin ingrediente active dermatologice. Menopauza este acel moment din viața femeii care se stabilește retrospectiv după ce timp de 12 luni nu a mai avut ciclu menstrual. Este o perioadă cu multe schimbări în organism, care se văd și la exterior. Instalarea se face în mai multe etape. Vârsta medie declarată pentru Europa este 51 de ani, dar menopauza se poate instala și mai devreme. Cumva este o trăsătură moștenită în familie de la mamă. Pe de altă parte, pot interveni diverse circumstanțe hormonale sau chirurgicale care pot să ducă la instalarea mult mai devreme a menopauzei. Totuși, ne așteptăm ca în jurul vârstei de 50-51 de ani să se instaleze și știm că perioada de dinainte se numește perimenopauză. Este perioada în care funcția ovarului, după cum spuneam, scade progresiv și începem să observăm primele manifestări. Și, de fapt, pielea noastră este printre primele organe care ne dau aceste semne, pentru că începe să se lase, fenomen pe care nu l-am mai văzut până atunci la nivelul pielii. Aceasta caracterizează, din punct de vedere cutanat, perimenopauza. După această etapă încep și manifestările neuropsihice, transpirație, bufeuri, stări emoționale schimbătoare, anxietate. Iar spre final apar și fenomenele de scădere a densității cutanate și a oaselor, iar treptat pielea își pierde elasticitatea și devine mai sensibilă. În perioada de perimenopauză, primele semne sunt cele practic la nivelul țesutului adipos subcutanat și al colagenului. Scade cantitatea de colagen din piele și pielea începe să se lase și cumva să alunece, să spunem, în jurul contorului facial. Acestea sunt primele semne. Pe măsură ce timpul trece și se instalează menopauza, se adaugă fenomenele de subțiere a pielii, de uscăciune cutanată, de reactivitate crescută. Nu mai tolerăm cosmeticele cu care eram obișnuite. Reacționăm mult mai violent la frig, la vânt, la praf, la lovituri, la expunerea la soare. Pielea începe să se păteze și să aibă tot felul de fenomene care se instalează progresiv și foarte rapid. Tocmai din aceste cauze, la menopauză trebuie să fim mult mai disciplinate în ceea ce privește rutina de îngrijire. Această rutină presupune curățarea riguroasă atât dimineața cât și seara a feței cu produse de curățare de demachiere care să fie delicate, testate, să nu fie ele însele iritante. Apoi, dimineața trebuie să aplicăm un ser cu substanțe active și o cremă hidratantă și, desigur, să nu uităm de fotoprotecție. Tocmai pentru că pielea în această perioadă are o tendință mai mare și să se rideze și să se pigmenteze sub acțiunea razelor solare, trebuie să aplicăm crema de protecție solară cu minimum 20 de minute înainte de a ne expune la soare. Iar seara, rutina este cumva invers, curățarea, reaplicarea serului și a cremei dedicate pentru noapte. În ceea ce privește ingredientele active pe care trebuie să le căutăm pentru perioada aceasta de menopauză, ele sunt cumva bine cunoscute. Acidul hialuronic, care contribuie la hidratare și în același timp la hrănirea fibrelor
fibrelor de colagen. În momentul în care observăm uscăciune și fragilitate, să căutăm creme care conțin acizi grași esențiali sau ceramide care să refacă stratul lipidic de la suprafața pielii. Și în ceea ce privește scăderea densității, este, să zicem, ceva mai greu de combătut, dar există ingrediente cosmetice dedicate și pentru acest aspect. De asemenea, recomandarea specialiștilor este să evitați dușurile fierbinți și sauna, care accentuează bufeurile cu peroza și deshidratarea pielii. Machiajul trebuie să fie minimalist, cât mai aproape de natural și cu produse testate, de preferat din gamele dermatocosmetice. Luați în considerare și yoga facială și masajul facial blând, care vor stimula energia și strălucirea pielii în timp ce vă netezesc trăsăturile. Mii de persoane ajung anual la amputație din cauza piciorului diabetic, o complicație frecventă a diabetului zaharat care necesită un diagnostic prompt. Acum există însă și un tratament revoluționar care poate stopa infecțiile și ulcerațiile fără a apela la bisturiu. Piciorul diabetic este o afecțiune des întâlnită la pacienții diagnosticați cu diabet zaharat. Aproape jumătate dintre aceștia sunt predispuși la o infecție la picioare, care, netratată corespunzător, poate duce chiar la amputație. Ce înseamnă piciorul diabetic? Înseamnă că vasele de sânge de la nivelul unui picior sau a ambelor picioare încep să se îngusteze, să se înfunde, iar sângele să nu mai ajungă în cantitate suficientă la nivelul picioarelor. Diabetul afectează vasele de sânge, produc o inflamație și o alterare a calității peretelui vasului de sânge, se depune colesterol, grăsimi, vasele de sânge se îngustează și până la urmă se înfunde. Deci diabetul este principala cauză ce produce o astfel de complicație. Primele simptome de care pacienții ar trebui să țină cont sunt amorțeli sau furnicături resimțite în picior, uscarea pielii, pierderea reflexelor, uneori chiar și pierderea echilibrului și a coordonării. Durerea poate să apară la o distanță variată, uneori la sute de metri, după aceea, pe măsură ce boala evoluează, durerea apare tot mai repede, la o distanță mai mică, mai mică, mai mică, până când apare și în repaus. Acesta este un semn clar al evoluției bolii. Apoi, pentru bărbați, lipsa pilozității părului de pe picioare, dacă înainte aveau și acum dispare, înseamnă că vasele mici sunt afectate și, din nou, un semn important. O rană la picior, dacă se vindecă greu sau dacă nu se vindecă deloc, este un semn de mare alarmă. De fapt, în momentul în care apare durere la mers în gambe, atunci trebuie mers la medic și trebuie intervenit, trebuie făcută o ecografie, un Doppler, trebuie făcută o evaluare de calitate și intervenit și să desfundăm acele vase de sânge. Dacă lăsăm ca boala să evolueze până când vasele sunt înfundate, complet, multe, pe distanță mare, va fi mult mai greu să refacem sau imposibil să refacem fluxul de sânge la nivelul picioarelor. În cele mai multe dintre situații, tratamentul piciorului diabetic constă în administrarea de antibiotice, drenaj chirurgical, rezecția țesuturilor afectate și o toaletă corectă a plăcii. Dar un rol important în tratarea acestei afecțiuni îl are și radiologia intervențională. Un control făcut din timp și un diagnostic corect va permite medicului să efectueze o procedură mult mai simplă pentru pacient și, totodată, salvatoare. Radiologia intervențională ne permite să navigăm prin interiorul vaselor de sânge, să identificăm vasele afectate, îngustate sau înfundate și să le desfundăm. Practic este singura metodă prin care putem să refacem axul vascular, să refacem circulația normală a sângelui pentru vasele mici de sânge de sub genunchi. Este foarte simplu. Pacientul este treaz, procedura durează jumătate de oră, o oră. Mergem prin interiorul vaselor de sânge, de obicei de la nivelul brațului sau de la nivelul piciorului, cu un cateter, cu un tubuleț foarte fin, în arterele piciorului respectiv. Vedem vasele de sânge și dacă sunt îngustate sau înfundate, le reparăm.
Astfel, boala poate fi oprită din evoluție. Practic, fără procedura de radiologie intervențională, cu timpul se ajunge la amputație, ceea ce reduce semnificativ calitatea vieții pacientului. Totodată, înseamnă cheltuieli în plus pentru bolnav și pentru sistemul de sănătate. Rezultatele sunt spectaculoase, pentru că la noi vin pacienți în situații grave, complicate, și pleacă cu axele vasculare refăcute. Adică de-a doua zi nu mai au durere, pot să circule, rănile existente la nivelul picioarelor încep să se vindece rapid, ceea ce nu se întâmpla luni de zile înainte și stăteau cu rănile. Okay. Deci rezultatele se văd foarte, foarte rapid. E important de știut însă că trebuie intervenit la timp. Sunt situații când vasele de sânge sunt atât de afectate încât nu mai putem nici noi endovascular, prin interiorul vaselor de sânge, să le mai deschidem, să refacem axele vasculare. În cadrul procedurii, principala grijă este să nu facem mai mult rău, adică vasele de sânge ce sunt permeabile, să nu le afectăm, să rămână permeabile, iar cele care sunt îngustate sau înfundate, să deschidem cât mai mult din ele, astfel încât cât mai mult sânge să ajungă în distalitate. Și atunci intervenim și dilatăm și deschidem, dar întotdeauna protejând axele vasculare existente. Important este însă ca un pacient diagnosticat cu diabet să țină permanent legătura cu medicul specialist și să țină sub control glicemia. De asemenea, este important să aibă un stil de viață sănătos, fără alcool și fumat, și să respecte programul de tratament. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos.